De-a dreptul incredibil, un țânțar plin de sânge și strivit într-un apartament jefuit i-a ajutat pe anchetatori să-l prindă pe misteriosul spărgător de locuințe. Conform incredibila.ro, sună ca un episod dintr-un serial, dar potrivit mass media din China, autoritățile din estul țării asiatice au reușit să aducă un spărgător în fața justiției, analizând pata de sânge lăsată pe un perete de un țânțar strivit. În timp ce examinau locul faptei, un apartament spart dintr-un complex rezidențial de blocuri, cu regim de înălțime mare, polițiștii au observat că este posibil ca hoțul, care părea să fie pătruns în locuință după ce s-a urcat pe balcon, să fi petrecut noaptea acolo. După ce au găsit pe perete o pată lăsată de un țânțar strivit, au decis să testeze sângele pentru ADN. Potrivit Global Times, anchetatorii au găsit resturi de tăiței și ouă fierte în bucătărie, pături și perne luate din dulap și lăsate la întâmplare, bețe de tămâie arse. Toate indicii că cel care a pătruns în apartament a petrecut ceva timp acolo. Așa că atunci când au văzut un țânțar mort și o pată roșie pe unul dintre pereți, au decis că sângele merită analizat. Testele ADN au arătat că sângele aparținea unui bărbat cu numele de familie Chai, care se întâmplă să aibă un cazier judiciar bogat. La 19 zile după jaf, Chai a fost adus pentru interogatoriu și a mărturisit spargerea, precum și alte 3 spargeri în care era suspect. În prezent, el se află în arest preventiv în așteptarea procesului, relatează incredibila.ro.